reale. Și acum am hotărât împreună că plecând la funcția asta pot să construiesc o altă funcție interesantă, numită cum funcția asta derivata, da? Deci, am să zicem f derivat într-un punct x0, x0 fiind orice punct din toată zona asta, care e egal cu limita pentru x tinde la x0 din f de x minus f de x0 totul supra x minus x0 și egal cu limita pentru x tinde la x0 din f de x-ul cine este? Asta de aici. Da? Zi-mă, tu vorbești. 5x pătrat, da? Vă explicează. Minus 2x plus 3. Da. Minus. Pe lângă. X0. Ce înseamnă f de x0? Înlocuiesc pe x0. X cu x0. Adică 5x0 pătrat. Pătrat. Minus 2x0. Da. Vorbește. Plus 3. Totul supra? X minus x0. Vorbește cu un număr. Ah, și este egal cu... limită. Limită când x tinde la x0. Da. Din 5x pătrat. Da. Minus 5x0 pătrat. Ah, mă și ordonez. Foarte bine. Foarte bine faci. Minus 5x0 pătrat. Bine. Minus 2x. Minus 2x. Plus 2x0. Plus 2x0. Bine. Supra x minus x0. 3 minus 3 sunt termen, da? Reduc. Supra x minus x0. Egal mai departe, Diana, te rog să-mi vorbești. Egal cu limită când x tinde la x0. Da. Din x0, nu, 5 pe lângă. Așa, 5 pe 5 lângă. 5 pe lângă x minus x0. X minus x0 pe lângă x plus x0, da? Pe lângă x plus x0. Adică mi-ai spus da. A la a doua minus pe la a doua. Minus, minus 2 pe lângă. Da. X minus x0. Perfect. Totul supra? Totul supra x minus x0. Excelent. Egal mai departe. Pentru un x minus x0 toată fracția. Hai să-i ajută pe cei mulți care nu știu. Scoatem un x minus x0 în factor. Ca să vadă... Și egal cu limită. Deci egal cu limită. Când x tinde la x0. Da. Din x, x minus x0. Da. Pe lângă 5. Pe lângă... Așa, 5 pe lângă x plus x0. Minus 2. Da. Totul supra x minus x0. Totul supra x minus x0. X minus x0 pe x minus x0. Abia acum, ca să înțeleagă tot omul. Că știi ce? Diana, mi s-a întâmplat ca foarte mulți când văd chestia asta, nu se mă uită dacă au și aici un factor. Deci, dacă era minus 2, să și x cu minus x. E o mare greșeală. Da. Factorul comun trebuia semnificat, da? Da. Și egal cu limită când x tinde la x0. Corect. Din 5 pe lângă x minus x0 minus 2. X plus x0, da? Scuze, n-am văzut. Da? Minus 2. Minus 2. Și egal acum? Propui pe x cu x0, așa că faci. 5x0, 6x0 minus 2. Nu, x0 plus x0 face 2x0. 2x0, 10x0. Ori 5, 10x0 minus 2. 10x0 minus 2. Da? Asta este răspunsul. Da. Deci, limita raportului ne-a dus aici. 5, 10x0 minus 2. Asta că am făcut în x0. Momentul comănești. Dar dacă vreau și păsiești așa, înseamnă că pe x0 înlocuiesc un x. Da? Și atunci, spun, f derivat de x, nu în x0, nu în x0, ci în oricare alt x, va fi 2x egal cu 2x minus 2. Nu, 10x, pardon. 10x 10x minus 2. Diana, asta e derivată. De fapt, ți-amintești? Vine 5 ori 2, 10x minus 2. 3 derivată, constanta derivată este 0. Asta a făcut, da? Și atunci eu zic, băi, dar stai, nu facem noi pentru fiecare funcție în parte. Bine ar fi să luăm funcțiile elementare, să facem derivatele pentru funcțiile elementare, să știm formulele acelea pe care le memorați voi mecanic, da? Dar ele sunt rezultatul unor limite. Hai să facem, Diana, hai să facem limit. Știi tu foarte bine că x la n derivat, cât faci x la n derivat? X la n, totul derivat. N ori x la n minus 1. Conform a ceea ce am făcut până acum, ar trebui să o putem descoperi, să o putem dovedi. Da. Nu?
Da. Adică f de x-ul este cine? X la n. Da. Și da, să vedem limita raportului și trebuie să-mi dea ca n x la n minus 1. Da? Hai să vedem dacă așa este. Poate profesor v-a descompus, v-a demonstrat asta? Nu. Vă da niște formule pe tablă acolo. Da. Grav. Grav. Și le-am învățat. Și tu ești foarte fericită, spui, azi le știu, mă ne uit. Nu ești fericită, ești tristă chiar. Că da, dacă ți se întâmplă să greșești o formulă, să uiți o formulă, nu știi de unde să o demonstrezi. Asta e grav. Asta e matematica prost prezentată. Nu o să desconspirăm de unde ești tu, ce și cum. Am vorbit de moinești, așa că sunt eu moineștean, dar știi, nu vreau să îți creez o problemă. Însă, să știi tu, dar sunt cinstit acum, cum se întâmplă în nu știu ce localitate, la orice școală din România, așa se fac lucrurile, se fac superficial. Superficial, se aruncă niște formule, iar bieții elevi sunt puși în situația asta grea de a învăța mecanică. Ei, dragilor, hai să vedem cum obținem formula aceea. Și orice altă formulă, Diana, o putem obține. Orice altă limite, să știi, și atunci totul este la îndemâna noastră. Uite, vezi? Ăsta e cusurul, profesor, învățământului românesc. Sunt lucrurile aruncate peste gard și te întrebam înainte de a începe discuția că faci matematică numai pentru a trece clasa, parcă simți, fără să simți dragostea asta, plăcerea aceea deosebită. Dar reușite, da, dar să te bucuri, că ai niște, ajungi la niște rezultate care să-ți umple inima de bucurie. Asta este graf. Acum, hai să facem așa. Deci f de x pe care o luăm în calcul, egal cu x la n. E funcția putere. F definită pe r, n-am niciun motiv de supărare, cu valori în r. Și știi bine că f derivat în punctul x0, într-un x0 oricare, nu? Egal cu limita raportului, limită pentru x tind de la x0, vorbește în termenatul. F de x, da? F de x0. Totul supra x minus x0. Corect. Și este egal cu limita când x tinde la x0, da, x la n, minus x0 totul la x0 la n, totul supra x minus x0. Te rog să vorbești. Și este egal cu limita când x tinde la x0 din... E un moment greu, da? X minus X0. Ai, X minus X0. X minus X0. Da. Totul la N. Atenție. Da. Atenție, Diana. Hai să ne amintim un pic. Diana, cu cine este egal X pătrat minus X0 la pătrat? A la 2 a minus B la 2. A, A pătrat A minus B pe lângă A plus B. X minus X0. Zi, zi. Zi pe lângă X plus X0. Bun. Cu cine este egal x la 3 minus x0 la 3? X minus x0 pe lângă x pătrat. Pe lângă? X pătrat minus 2xy minus 2x0 x0 minus, minus x0 minus x ori x0 plus x0 pătrat. X0 pătrat, dar nu ești sigur? Așa este? Nu știu dacă e minus sau plus. Nu știi dacă e minus sau plus. Hai să mulțim aici. Da. Zi tu, egal mai departe cu. Stați, nu se scriu și acolo. Nu, nu, vrea să și conducă întâlnirea pe căițelul ei. Egal cu x, o, x la 3. X la 3, da. Minus x pătrat x0. Minus x pătrat x0. Plus x0 pătrat ori x. Plus x, x0 ori pătrat ori x. Sau plus x, x0 pătrat, da? Pătrat. Da. Am terminat cu x. Minus x pătrat x0, da, plus x, x ori x0 pătrat, plus x ori x0 pătrat, da, minus x0 la 3, minus x0 la 3, egal cu, te rog, și egal cu x la 3, minus x0 la 3, minus 2x pătrat x0, ah, da. Ăștia rămân, nu? Dacă ar fi fost unul așa și unul așa... Se simplifica. Se reduceau. Se reduceau. Da? Deci... Nici unul se reduce aici. XX0 pătrat, XX0 pătrat...
Și x, x0 pătrat, am 2 în plus. Hai să luăm atunci cu plus de an. Deci vedem că rămâne și așa și vreau să scăpăm. Ia să vedem aici, hai. Ia să vedem. Hai să luăm de la capăt. X la 3 plus așa. X pătrat x 0 plus x 0 pătrat. Bun. Minus x pătrat x 0 plus minus că e minus. Că e minusul ăsta și cu plus. Minus x 0 pătrat. Minus x, x0 aici, da? Minus x0 pătrat. Minus x0 la 3. Și acum se vezi. Și acum se reduc. Ce bine este. Da? Ai văzut că ai citit din memorie și nu ți era clar. Și acum ai descoperit. Da. Deci formula este asta. A minus B pe lângă A pătrat plus AB plus B pătrat. Da? Și dacă tu dacă ți se întâmplă așa, când ești sigură, trebuie să o știi, să o dovedești. Da. Nu poți folosi fără să ai convingerea că e corect. Și cât va fi alta? X la 4 minus X0 la 4, Diana. Cât mai avem? Mai sunt vreo 23 de minute. Avem timp, da. X la 4 minus X0 la 4. Adică cum? X la a doua, tot la a doua, minus X0 la a doua, tot la a doua. Așa, te gândești la o altă scriere. X la a patra, doi, ca X2 la a doua, tot la a doua. Minus X0 la a doua, tot la a doua. E dar cum? Acum să descompunem ca A minus B pătrat minus B pătrat. Așa, ăsta să fie A-ul și ăsta B-ul. E egal mai departe cu Z. X pătrat minus X0 la pătrat. Da. Pe lângă X pătrat plus X0 la pătrat. Bun. Dacă mai ai vreo idee. Și acum iar să descompunem ca un... Zi, egal. X minus X0. Da. Pe lângă X plus X0. Da. Tot pe lângă da. X. Da, se pun tot în pareți, că produsul așa, da. Asociativ. Pe lângă X pătrat plus X0 la pătrat. X pătrat plus X0 la pătrat. Diana, hai să-mi propui ceva, hai să mulțim pe ăsta, să lăsăm X minus X0, că eu vreau să fac o legătură cu asta. Da. Poate tot rămâne X minus pe lângă ceva. Facem o legătură, da? Egal cu X minus X0 pe lângă. X la a treia. Da. Plus x0 pătrat x. Plus x0 pătrat x. X0 pătrat x, da? X. Da. Am să scriu și eu. Plus x0, x pătrat x0. X pătrat x0. Da. Plus x0 la 3. Plus x0 la 3. Și egal mai departe cu... Lăs x minus x0, lasă. Așa, x minus x0. Pe lângă x la 3. X la 3. Plus x la 2 x0. Este x la 2 x0? Da. Plus x, x, 0 la a doua este? Da. X, x, 0 la a doua. Și plus x, 0 la a treia. Asta e formula. Deci tot cu x minus x, 0 se începe. Și x-ul este cu o unitate mai mică decât a fost la start. 4, 3. X-ul scade, face x la a doua, vine x, 0 și-l ajută. El se topește. X la 1 și vine X0 la 2 și în sfârșit X0 la 3. Deci pe măsură ce X-ul scade, X0 vine și crește și îl ajută. Tot timpul suma 3 va fi. 2 și 1, 3, 1 și cu 2, 3. Da? Deci asta era formula. Așadar, Diana, am găsit-o pentru X, X la 3 minus X0 la 3. Ca fiind egală cu X minus X0 pe lângă X pătrat plus XX0 plus X0 la pătrat. Să șterg aici și să mă duc și pentru asta la altă de desubt. Am văzut-o iarăși, să le schimb sub una sub alta, că poate găsim o formulă generală. Poate găsim o formulă generală. De... Iată, dacă ar să fie x la 4, x la 4 minus x0 la 4, am scris că este egal cu x minus x0 pe lângă x la 3 plus la a doua vine x0 și îl ajută, plus x la a întâia, dar x0 va vine la a doua, și plus x 0 la a treia. Foarte bine. Cât crezi tu că va fi x la a cincea minus x0 la a cincea? X minus x0. X minus x0. Pe lângă x la a patra.
Da. Plus x la 3 ori x 0. X la 3 ori x 0, foarte bine. Plus x pătrat x 0 pătrat. Foarte bine. Plus x x 0 la 3. Foarte bine. Plus x 0 la 4. Păi așa arată. Dar la n, dar la n cât va veni? X minus x 0 pe lângă? X la n minus 1. Foarte bine, x la n minus 1, cu unitate mai mică decât am pornit. O plus. X la 0. Plus x la n minus 2. Așa. Ori x la x 0. X 0. Vine prima dată x 0 și ajută. Plus. Plus x la n minus 3. Ori x la a doua. Așa. Plus x la n minus 4. Plus. Așa, plus puncte, puncte. X ori x la, ori x 0 la n. X 0 la n. A, da. La 4, la n minus 1, la n minus 1 va fi. Da. X 0 la n minus 1, nu? Cum începe, da. Așa se termină, că x-ul a dispărut. Supra x minus x 0, da? Da. Și acum ce se întâmplă? Se simplifică x minus 0, x minus 0. Așa, și va fi da. Egală cu? Limită când x este la 0. Din x la n minus 1. X la n minus 1. Plus x la n minus 2 ori x 0. Da. Plus x la n minus 3 ori x 0 la pătrat. Da. Plus puncte puncte plus x 0 la n minus 1. Și cât face asta? Hai să luăm pe x cu x 0, nu? Da. Și vine x 0. X 0 la n minus 1. Plus. Plus. X0 la n minus 2, adică x0 la n minus 1. Că mai bine x0 să se face x0 la n minus 1. X0 la n minus 1, da. Plus x0 la n minus 2. X0 la n minus 2. Plus, ba nu. Tot la n minus 1. N minus 1. Dacă vine da. N minus 3 și cu 2, așa e n minus 1. Plus? Puncte, puncte. X la n minus 1. X0 la n minus 1. Și cât sunt așa ăștia? N de alte ăștia, da? Sunt n. Ien. Uite, când am avut aici, când am avut la a treia, câți termeni au fost aici? 1, 2, 3. Când am avut la a patra, sunt 1, 2, 3, 4. De ce? Când la ien, sunt ien termeni de ăștia, da? Sunt ien, x0 la ien minus 1. Da? Ien ori x0 la ien minus 1. Asta când s-a făcut în x0. Când vorbim în general, deci x la ien, asta a fost derivat, face ien, x la... E minus 1. Iată, deja am găsit formula. X la n derivat, faci n, x la n minus 1. Deci, vezi? Ce și-au spus oamenii, matematicieni? Hai să găsim formulele acelea. Și după formulele acelea, facem și operații cu derivate. Și pe urmă să știm să derivăm, să nu ne mai apucăm din limita, dacă am făcut acolo 2x pătrat minus nu știu cât, 3x plus 2, așa, să nu de fiecare dată să luăm f de x, ci după formulele acelea pe care le-am descoperit, să aplicăm derivata sumei, suma derivatelor, constanta este în față, acelea se demonstrează și ele tot așa de bine, și atunci să putem face, să derivăm fără emoții. Da? Da. Deci, ce ar trebui să facă toți cei care au așa probleme și nu au înțeles matematica? Să intre pe Google la Prof Online. Și le găsească toate formulele și astea le-am demonstrat, le găsesc pe internet. Ba mai mult, am alocat un capitol numit derivate, suntem la lecția a șasea, le-am demonstrat pe astea, care de vestea am încercat să fac cu tine, lecția a întâia sau a doua, am demonstrat așa, și acolo spui, știi cât e de interesant, spui DVD-ul, merge pe un DVD player, nu trebuie să ai calculator acasă. Un DVD player, care e 1,5 milioane sau 2 milioane, nu știu cât bani ce din da. Cu televizorul, și ți-ai pus asta și o faci o dată de două ori până înțelegi. Dacă ceva nu ți-e clar, la clasă nu poți să întrebi profesorul, că se supără, nici n-ai curaj. Dar tu acasă, singură, îl pui o dată de două ori, de șapte ori, dai mai înapoi, mai înainte, funcție de cum vrei tu să vezi secvența aceea. De aceea, eu, așa rândul Dumnezeu, am cel mai performant lucru, nu din România, ci și chiar din lume, realizarea videomanualelor acestora. Deci acestea vor schimba complet toată, dacă va fi o revoluție în tehnologia didactică, în știința de a învăța pe ceva ceva, pentru că acolo este mortalizat, așa cum vedeți lecția asta acum, aceea am coborât tot așa la nivelul acesta de accesibilitate,
Și atunci voi veți avea altă șansă. Veți înțelege altfel matematica. Nu mai trebuie să putem din vorbă în vorbă, într-alt oraș, tu un prieten, un coleg, nu știu ce, este un bun al tuturor cei pe internet. Iar dacă vor, pe baza ceea ce avem pe internet, avem construcția asta videomanualului, care s-ar ridica la un alt nivel, alte structuri structurate pe capitole. Dacă acolo vei vedea noțiunea de derivată introdusă într-o singură lecție, aici am 10 lecții cu aplicația de derivatură, făcut mult mai largă chestia. Și mi-a spus că acum faceți aplicația de derivatură, nu știu ce, nu știu cum. Știi tu ce interesant, ce rol imens are derivata? Am să văd acum, după ce te-am convins cum trebuie făcute derivate și cum trebuie făcute formulele acestea, hai să-ți propun să încercăm un lucru. Există o lecție pe internet intitulată așa, doar un semn am greșit, e atât de grav, așa am intitulat eu lecția. Doar un semn am greșit, e atât de grav și răspunsul îl poți vedea în filmul respectiv, că este grav, foarte grav. Extraordinar de grav. Pentru că e fantastic ce s-a întâmplat. Noțiunea de derivată se bazează pe noțiunea de limită. Nu așa, Diana? Da. Dacă știi limite, și atunci iarăși eu am pregătit totul foarte meticulos, am făcut un volum cu limite, după ce am pregătit terenul, m-am aventuriat în zona asta a noțiunii de derivată, ca limita raportului acela, am motivat de ce, și am construit, am demonstrat toate formulele și m-am trezit într-o secvență fantastică. De fapt, tu știi ce înseamnă a studia o funcție? Deci, să se studieze funcția. Se dă funcția. Acum, că ai interes noțiunea de funcții, e vorba de a te interesa ce se întâmplă cu y-ii. Deci, când tu studiezi o funcție, după o rețetă anume, vrei să afli cum evoluează y-ii aceea. Vrei să afli toate imaginile. Că asta înseamnă să cunoști funcția. Ca să cunoști, înseamnă să găsești imaginile tuturor elementelor. Corespondenților. Așa, tuturor corespondenților respectiv, corespondenții realizate. Iată, am să-ți dau așa. Fie funcția f de x egal cu x minus radical din x pătrat minus 1. Am făcut f de x din modul din x pătrat minus 1. Pe internet se află funcția f de x egal cu x minus radical din modul din x pătrat minus 1. Da? Rețeta asta. Doar un semn este schimbat. Pardon, X plus este dată pe internet. Și am studiat tot sigur și acolo foarte atent. Acum, hai să ne îndreptăm spre asta, unde doar un semn am schimbat, nu? Minusul ăsta. Dacă asta e funcția, vezi că nu am terminat de dat funcția, că n-am stabilit domeniul definiției. N-am stabilit X și S pentru că să găsesc imagini. Hai să privim cu atenție. Ce părere ai? Întreprinem radicalul de ordin 2, ăsta e pretențios. Ce spune? Fii atent, eu pot lucra, dacă tu mi-asiguri, că aici să fie ce fel de număr? Mai mare ca 0. Dar modulul? Ce spune modulul? Că tot ce este din modul e modulul și au funcții de sine stătătoare. Bun, modul din 2 cât face? 2. 2. Dar modul din minus 2? 2. Tot 2. Modulul spune așa, nu mă interesează din negativ sau pozitiv. Dacă e pozitiv, ți-l las așa, e dacă e negativ, îi schimb eu și îl fac plus. Îi schimb semn și o fac plus, nu? Definiția modulului este așa. Modul egal cu x, dacă e pozitiv, da? Și minus x, adică luăm că semn schimbat, dacă ăsta e negativ. Bun. Având modulul, nu avem emoții, nu? Că el lucrează, indiferent ce o fie acolo, modulul ăla sigur pe radical. Băi, stai liniștit că eu lucrez, eu știu ce trebuie să fac, da? Te asigur că tu să existi. Și atunci îți spunem, f-ul e definită pe iar cu valori în iar. Și hai să ne punem problema corespondenței, că asta, a studia funcția înseamnă să vedem ce se întâmplă cu y care apar. Y-ii, ca urmare a corespondenței. Luăm și noi în y, pe 0. Imaginea lui 0 cât ar fi? 0 minus radical din 0 la pătrat minus 1, dar fiind modul 1, da? Radical din 1 este 1 și vine că e minus în față, minus 1. Deci imaginea este minus 1 al lui 0.
Hai să vedem imaginea lui 1. Imaginea lui 1 e f de 1. Hai să facem. F de 1 este egal cu 1 minus radical din 1 minus 1. Modul, da? 1 minus 1, 0. Radical din 0 este 0, face 1. Imaginea lui 1 e tot 1. A lui minus 1. Că face f de minus 1, să vedem. F de minus 1 minus radical de 2 din minus 1 la pătrat 1 plus 1 minus 1 și egal cu... Așa e minus 1, nu? Da, minus 1. Așa? E minus 1. Minus 1. Imaginea lui minus 1 este minus 1. Hai că așa e interesant. Două valori distincte au aceeași imagine. Asta se poate. Invers se putea, ca unul cu două imagini. Adică când ești într-o intersecție, nu poți pleca în același timp în două direcții. Dar poți să vină din două direcții spre intersecția respectivă, da? Da. Bun. Asta trebuie să înțelegem foarte bine noțiunea de funcție. Bine. Acum, ar trebui să dau de la 0 la 1 foarte multe elemente, nu? De la 0 la 1 toate numere fracționare, iraționale, numere opusdere. Nu le pot da pe toate. Apoi, ca să mă duc până la plus infinit, cât am acolo? O infinitate. Și atunci fac așa. Măi, x-ilor, hai să vă urmăresc când vă duceți spre plus infinit. Y-ii ce fac? Și de-aia trec la limită. Deci nu degeaba ai făcut o limită. Cât nevoia practică, nu poți să găsești pentru toți. Și atunci zicem, hai să vedem limită pentru x-ii care se duc spre plus infinit din f de x. Adică cine este f de x? X minus radical din... Modul din x pătrat minus 1. Ne încurcă modul ăsta mai bine explicitat. Modul din x pătrat minus 1 este egal cu acolată. X pătrat minus 1. Dacă x pătrat minus 1 este mai mare egal ca 0. Și egal cu? Minus x pătrat plus 1. Adică am schimbat semnul, da? Minus x pătrat plus 1 dacă se întâmplă ca x pătrat minus 1 să fie mai mic decât 0. Și când e pozitiv? Când am făcut tabelul mai devreme, ți amintești, la minus infinit, la minus 1 și la minus 1 încolo erau pozitive, iar între minus 1 și plus 1, negativ. Deci, practic, noi, hai să zic încă o dată, x pătrat minus 1 este egal cu acolată, cu x pătrat minus 1, dacă x aparține minus infinit, minus 1, reunit cu 1 plus infinit, nu? Așa am spus. Și egal cu minus x pătrat plus 1, când x și aparțin între minus 1 și 1. Dacă așa am zis, nu? Da. Între cele două valori. Și acum, Diana, unde ne ducem noi cu x și? Unde ne ducem? Spre plus infinit. Spre plus infinit, x pătrat minus 1 este așa, x pătrat minus 1. Da? Din x egal mai departe, cât mai avem? Din 6. X din de la plus infinit din x minus radical din x pătrat minus 1. E egal mai departe cu limită pentru x din de la plus infinit din... Hai să trecem la limită, Diana. Hai să mă ajuți acum. Infinit minus... Deci înlocuim pe x cu infinit. Și infinit la pătrat infinit, minus 1 infinit, radical infinit, infinit. Deci suntem în cazul infinit minus infinit, nedeterminare. Și ce ne facem? Ce ne facem, Diana? Deci este cazul de nedeterminare infinit minus infinit. Dă-ne o soluție, dă-ne o idee în timpul ăsta. Să trecem radicalul de ordin 2 la numitor, să scriem și să aplicăm L'Hôpital. Acum așa aș face, că am făcut L'Hôpital.